Bun găsit la știri, sunt Silvana Voroven și iată titlurile ediției. Brașovenii au început să-și facă socotelile pentru masa de Crăciun. Cât costă un kilogram de carne de porc, aflați în câteva momente. Guvernul a decis. 2 decembrie 2016 este zi liberă și brașovenii sunt buni platnici. Vedeți cifrele mai târziu în jurnal. 13 lei și 50 de bani este cel mai mic preț la Brașov pentru carnea de porc. Scump, spun gospodinele care deja au început să-și facă socotelile pentru masa de Crăciun. Și anul trecut prețul a fost la fel, însă cumpărătorii spun că sperau la o ieftinire. Peste exact o lună vom fi în febra pregătirilor pentru masa de Crăciun. Brașovenii precauți au început deja să prospecteze piața și pentru ca totul să fie ca la carte, de pe masa de Crăciun nu poate lipsi cea mai bună legumă, carnea de porc. Așa că magazinele au început deja să-și adapteze oferta pentru cererea care crește pe zi ce trece. Oferta pentru carnea de porc este destul de variată, la fel și prețurile. Cel mai ieftin produs pleacă de la 13,90 lei, iar cel mai scump ajunge până la 16,50 kg. Chiar dacă oferta este diversificată, brașovenii nu se prea înghesuie la cumpărături. Pentru unii, prețurile sunt totuși prea mari. La banii noștri, scump. Vreți să cumpărați pentru sărbătorile de iarnă? Nu, acum mai târziu, dar să știți că din 700 de lei pensii nu poți face mare lucru. Eu înțeleg că nu. Se chinuie și omul care crește sau fermele care cresc animalele, dar... Ori să ne facă pensiile și salariile mai mari, ori să ieftinească piața. Una din două se poate face. Aveți de gând să cumpărați pentru sărbătorile de iarnă? Da, dar nu la magazin. Am cum zice familie și mi-au un trec porc. Ce să iau? Dau una la... Na, unde ajung? Ajung, de două ori îl plătesc un porc. Mă înțelegeți? Așa le-au întrebat și o fi design. Până de sărbători, prețurile ar putea să mai scadă. Totuși, de pe acum, magazinele se întrec în oferte care mai de care mai atractive. Cererea este însă destul de mică. Guvernul a decis. 2 decembrie 2016 este zi liberă. În aceste condiții putem vorbi de o mini-vacanță de 5 zile. Atenție însă, ziua liberă trebuie recuperată. Proiectul de hotărâre s-a aflat pe agenda ședinței Guvernului în contextul în care zilele de miercuri 30 noiembrie de Sfântul Andrei și joi 1 decembrie de Ziua Națională a României se numără printre zilele libere de care beneficiază și brașovenii pentru sărbători publice sau religioase. În total, 3 zile lucrătoare vor fi libere la care se vor adăuga cele din weekend. Astfel, brașovenii vor avea parte de o mini-vacanță de 5 zile. Ultimele două zile de sărbătoare legală ale anului sunt prima și a doua zi de Crăciun, însă din moment ce 25 decembrie pică duminică, salariații vor primi liber doar pe 26 decembrie. Începând de anul viitor, lista liberelor legale va fi mai lungă, deoarece recent au fost introduse în Codul Muncii 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, și 1 iunie, Ziua Copilului. Noua lege a aeroportului internațional Brașov-Ghimbav a fost publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ care lămurește situația juridică a terenului unde se va construi aeroportul a fost promulgat la mijlocul acestei luni de președintele Klaus Iohannis. În acest moment nu mai există niciun impediment pentru ca autoritățile județene să finalizeze cel mai important proiect de infrastructură al județului. În 2009, Consiliul Județean a primit în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, o suprafață de teren de 200 de hectare în vederea realizării acestui obiectiv. Cum termenul a expirat în 2014, terenul a revenit în administrarea Institutului Cartofului. În consecință, a fost nevoie de un nou proiect avizat de Parlament prin care terenul să se întoarcă la Consiliul Județean. Noua lege nu prevede nicio perioadă de timp în care autoritățile județene pot administra cele 200 de hectare. La Brașov există doze suficiente de vaccin antigripal. Direcția de Sănătate Publică a primit la începutul acestei săptămâni 3500 de doze de la Ministerul Sănătății. În ultima lună, peste 5000 de brașoveni s-au vaccinat gratuit. Pentru acest sezon rece, Brașovul a cerut de la Ministerul Sănătății 44.545 de doze de vaccin antigripal. 9.000 dintre ele au ajuns deja, iar aproape 5.100 au fost administrate. În ultima săptămână însă, mulți brașoveni au avut viroze. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Brașov, în săptămâna 14-20 noiembrie, 1442 de persoane au suferit infecții acute ale căilor respiratorii. Cel mai mult de suferit au avut copiii, astfel 374 de persoane cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani au avut de suferit din cauza acestor infecții. Credeți că e important să ne vaccinăm? Foarte important, cred. Și
copiii mei au fost vaccinați și nepoții. Nu sunt contra, mai ales la oameni de tate și la copii, tineret, până la 15 ani. E absolut necesar, pentru că medicamentele sunt cum sunt. Nu am făcut, dar urmează. O să fac. Nu ți-e teamă că ți-ar putea face rău, că sunt persoane care se tem că le-ar putea face rău vaccinul? Nu, nu. Cred că e o metodă bună de prevenție. Eu de atâția ani de când îl fac nu am probleme, nu răcesc, nu... Pentru a ne feri de aceste boli, în primul rând ar trebui să evităm aglomerațiile, să ne îmbrăcăm adecvat, să nu fim atrași de soarele de afară și să fim îmbrăcați necorespunzător vremii și să ne tratăm cu vitamina C, cu ceaiuri și dacă avem simptome respiratorii, să ne prezentăm la medic. În săptămâna 14-20 noiembrie, 305 brașoveni au fost diagnosticați cu pneumonii, iar 55 dintre aceștia au avut nevoie de internare. Se reduc pedepsele deținuților aflați în penitenciarul Codlea. Guvernul a adoptat un proiect de lege care prevede că, pentru fiecare lună petrecută în condiții necorespunzătoare, deținuților li se scad 3 zile din pedeapsa primită. Unul dintre capii lumii interlope brașovene, Alen Moisin, a vorbit pentru Brașov TV despre condițiile din închisori. Imaginile din penitenciarul Codlea oferite de ASUM Brașov nu mai au nevoie de niciun comentariu. Urmăriți un material realizat de Amelia Vulcu. Pedepsele se vor reduce pentru un spațiu de detenție mai mic de 3 metri pătrați pentru fiecare deținut. Această prevedere ar urma să se calculeze pentru deținuții cu condiții de detenție necorespunzătoare începând cu 24 iulie 2012. Reducerea pedepsei ar urma să fie acordată din oficiu și nu va fi condiționată de vreo cerere. Unul dintre capii lumii interlope brașovene, Alen Moisin, a vorbit în emisiunea Exclusiv de la Brașov TV despre condițiile din închisori. De câți metri pătrați beneficiază un deținut într-un penitenciar? Nu cred că... Am fost în camere unde cred că erau 2 deținuți pe metru pătrat și vorbesc aici de penitenciarul Miercurea Ciuc, camera 13. Eu pe această cale îi transmit doamna prună să viziteze camera 13 din penitenciar, unde la 30 de persoane este o baie, o ghiuvetă și deținuții stau mai mult în pat că n-au loc pe jos. Deci nu au, dacă se dă 4-5 persoane, s-au umplut camera, nu poate să se... Deci nu poate să se dea jos toți. Înțeles. Pe rând, stau în pat, se duc la ce... Nu este loc, nu este spațiu. Nu există spațiu. În penitenciară nu există spațiu. Imaginile din interiorul penitenciarului Codlea, furnizate de ASUM Brașov, nu mai au nevoie de niciun comentariu. Administrația zice că nu e întuneric în cameră, că nu, plasa nu e din lumină. Cât e ceasul? Uite, la televizor. Punem ceasul, 14:28, 14:30, încât suntem astăzi, în 9 martie 2016, așa, aici e plasa montată, așa, aici e plasa montată, aici e geamul care se deschide, nu, se deschide numai jumate din geam, așa. Numai jumate se deschide din geam, nu se poate că din cauza tronsonului de paturi. Așa, sunt 15 persoane, sunt în condițiile de pe aici. Așa, 15 persoane, mai mult de o persoană pe metru pătrat. Ei zice că nu e o încălcare a legii. În astfel de condiții, pentru fiecare lună petrecută după gratii, deținutului îi se scad 3 zile. Nu vor beneficia de această prevedere cei aflați în spitalele penitenciarelor. Brașovenii sunt buni platnici. O arată cifrele. Gradul de încasare al taxelor și impozitelor pe anul 2016 este deja de peste 95%. Comparativ cu 2015, până la această dată a anului, încasările sunt mai mari cu 8 milioane de lei. Reprezentanții administrației fiscale estimează că încasările vor ajunge la 100% până la finalul anului. Până acum, la bugetul local au ajuns 193 de milioane de lei din totalul estimat de 195. Anul trecut, la această dată, taxele și impozitele achitate ajungeau la 185 de milioane de lei. Pentru anul viitor, săptămâna viitoare, avem stabilită o ședință cu Comisia 1, Comisia 5 al Consiliului Local, cu viceprimar, cu primar, cu cei din direcția economică și vom stabili care va fi nivelul impozitului statului. În principiu, cred că vor rămâne la fel, dar rămâne de discutat. Taxele și impozitele pentru brașovenii care nu-și renovează clădirile degradate ar putea crește anul viitor cu până la 500%. Cel mai probabil, în anul 2017, primele încasări se vor face pe data de 9 ianuarie.
Judecătorii Curții Constituționale au amânat pronunțarea în privința legii conversiei creditelor în franci elvețieni. Mai multe detalii, dar și alte informații ne spune chiar acum Răzvan Iancu în rubrica Biz. Bun găsit tuturor! Judecătorii Curții Constituționale au decis în miercuri să amâne pentru 18 ianuarie pronunțarea unei decizii privind legea conversiei creditelor în franci elvețieni la cursul de la data contractării creditelor. Sesizarea guvernului prin care a fost introdusă posibilitatea conversiei creditelor în franci elvețieni la cursul istoric s-a aflat pentru prima dată pe ordinea de zi a ședinței de plen a CCR, însă curtea a decis amânarea deciziei. Sesizarea a fost făcută de guvern pe 24 octombrie, după adoptarea de către Parlament a legii care prevede conversia creditelor în franci elvețieni la cursul de la data acordării. Executivul consideră că legea operează retroactiv, dar a dat aviz pozitiv proiectului în condițiile în care ar fi fost incluse mai multe prevederi cu caracter social, precum un grad de îndatorare și un plafon. Cei care au venituri din chirii trebuie să depună la ANAF declarația 220 în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului. Asta a decis administrația fiscală, care dorește astfel să reducă frauda din acest domeniu. Persoanele care obțin venituri din chirii trebuie să depună la fisc în maximum 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere a imobilului declarația 220 privind venitul estimat sau norma de venit, odată cu înregistrarea contractului la ANAF. Este obligatorie încheierea unui astfel de contract dacă proprietarul încasează bani din cedarea dreptului de folosință asupra imobilului. Moneda europeană se păstrează la același nivel și astăzi și este cotată la 4 lei și 51 de bani. Dolarul american valorează 4 lei și 24 de bani, iar francul elvețian costă 4 lei și 20 de bani. Gramul de aur a ajuns și el la o valoare de 165 de lei și 60 de bani. Luna decembrie le poate aduce șomerilor 500 de lei în plus. Este vorba despre o primă de care ar putea beneficia persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ce se angajează în alt oraș. Șomerii vor putea beneficia începând din decembrie de prime mai mari la angajare. Condițiile în care aceste persoane vor putea obține banii acordați de stat sunt prevăzute într-o ordonanță care va intra în vigoare pe 3 decembrie. Actul normativ stabilește măsuri suplimentare de sprijin pentru șomerii ce își găsesc un loc de muncă sau își mută domiciliul pentru a fi încadrați în muncă. Ordonanța stabilește acordarea unei prime de activare neimpozabile în valoare de 500 de lei acelor persoane înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă ce se angajează cu normă întreagă prin intermediul unui contract de muncă cu o valabilitate de cel puțin 3 luni. Foarte important, în situația în care raporturile de muncă sau de serviciu vor înceta înainte de termenul de 3 luni, angajații vor fi obligați să restituie integral banii primiți. În plus, prima de activare nu va fi acordată persoanelor care se angajează la companii cu care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni. A fost mobilizare generală la singurul cinematograf din Brașov. Autoritățile au participat la o simulare de incendiu. Ambulanțe, jandarmi și echipaje smurd au fost trimise la mol, unde, potrivit scenariului, o defecțiune s-a transformat rapid într-un incendiu de proporții. Găsirea victimelor din sala complet inundată de fum a fost prioritatea salvatorilor. 13 spectatori scoși pe targă din sala au primit imediat îngrijiri de urgență. Două corturi medicale au fost ridicate lângă cinematograf. Asta a prevăzut scenariul exercițiului. La cinema au fost mobilizate 4 echipaje ale ambulanței, 5 ale smurd, 5 mașini cu apă și spumă și 2 vehicule pentru descarcerare. Acțiunea a fost concentrată cu forțele Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cu forțele Serviciului Privat pentru Situații de Urgență al MOL-ului, cu voluntarii pe care îi avem în cadrul Inspectoratului pentru Pregătire și totodată cu celelalte forțe ale Jandarmeriei, ale Poliției, inclusiv cei de la Crucea Roșie, filiala Brașov. Acțiunea a fost una foarte concentrată pe salvarea vieții și, bineînțeles, lichidarea incendiului. Autoritățile au putut să vadă care sunt punctele forte, dar și unde mai trebuie lucrat pentru ca, într-un caz real, totul să se desfășoare ca la carte.
Metode aplicabile și concrete prin care politicul și administrația publică locală pot sprijini mediul de afaceri. Asta și-a propus să identifice dezbaterea organizată de Uniunea Națională a Patronatului Român, la care au fost invitați și candidații la alegerile parlamentare. Tema România încotro a stat la originea discuției dintre politicieni și mediul de afaceri din Brașov. Candidații au explicat cum intenționează să-i sprijine pe afaceriști în cazul în care vor ajunge în Parlamentul României. Să avem o discuție deschisă cu candidații la Parlamentul României. Problema cea mai importantă este relația patronate-administrație, ceea ce pot să facă pentru lumea de afaceri, pentru patronate, viitorii parlamentari. Potrivit Uniunii Naționale a Patronatului Român din Brașov, parlamentarii unui județ ar trebui să reprezinte interesele mediului de afaceri, atât în raport cu forul legislativ, cât și în raport cu guvernul. Transport gratuit pe calea ferată pentru toți elevii și studenții care vor să voteze la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Ministerul vrea eliberarea biletului pe baza actului de identitate și a carnetului de elev sau student. Ministerul Transporturilor intenționează să ofere transport gratuit pe calea ferată elevilor și studenților care vor să voteze la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie. Mai exact, se va acorda o călătorie gratuită pe calea ferată dus-întors din localitatea unde elevii sau studenții se află la studii până în localitatea de domiciliu. Măsura vizează biletele pentru trenuri Regio și Interregio clasa a doua în perioada 10-11 decembrie 2016. Este obligatorie procurarea atât a biletului pentru dus cât și pentru întors. Călătoria de întoarcere se va efectua în ziua de 11 decembrie 2016, astfel încât, în data de 12 decembrie 2016, elevii și studenții care beneficiază de această facilitate să fie prezenți la cursuri. Veste bună pentru utilizatorii aplicației WhatsApp. De acum nu va mai trebui să așteptați descărcarea completă a unui videoclip pentru a începe vizionarea. La fel ca în cazul YouTube și a multor altor servicii de streaming, clipurile video pot fi acum vizionate în timp ce sunt descărcate. Totuși, noua funcție este disponibilă în prezent doar pentru utilizatorii de sisteme Android. Noua caracteristică permite utilizatorilor să economisească câteva secunde sau chiar minute în funcție de conexiunea la internet pe care le-ar fi pierdut cu descărcarea completă a fișierului video. De mai mult timp, utilizatorii s-au plâns despre modul în care aplicația gestiona partajarea clipurilor video. WhatsApp a pornit recent o campanie agresivă de adăugare de noi opțiuni. Recent a fost introdusă funcția Apel Video. Lansarea acestei opțiuni poate fi considerată târzie pentru o aplicație care va împlini 7 ani în ianuarie 2017. Pe de altă parte, 2016 a fost un an foarte productiv pentru inginerii care se ocupă de WhatsApp. Versiunea pentru desktop, criptarea automată a convorbirilor, transferul de date către Facebook plus alte multe facilități mai puțin importante au fost lansate toate anul acesta. Apelarea video face parte din cea mai nouă versiune de WhatsApp, disponibilă acum pentru Android, iOS și chiar Windows Phone. Cea de-a 23-a ediție a Festivalului de Dramaturgie Contemporană va avea loc în acest an cu o lună întârziere, mai exact în perioada 30 decembrie. Cei interesați își pot cumpăra bilete pentru spectacolele ce se vor juca pe scena brașoveană. Programul la casele de bilete este de marți până vineri, între orele 11-19 și sâmbătă și duminică, între orele 15-19. Spectacolele prezentate în deschiderea și gala festivalului au prețuri cuprinse între 40 și 60 de lei. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și de asemenea ne puteți urmări pe internet 24 de ore din 24 pe brașovtv.com în secțiunea live. Sunt Silvana Vorovenci, la revedere!